Partea a 6 din Cartea de Aur Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi librivox.org. Cartea de Aur de Alexandru Macedonski. Capitolul 10. Cometa lui Odorescu. Odoresc că era un băiat bun, scurt cu dispozițiuni napoleoniene ale pântecului și cu toate acestea poet, poet în puterea cuvântului. Locuia la o mătușă, împrejurul bulevardului cel nou, bulevard ce se va numi al colței, când va duce de la șosea la spital. El era în clasa a patra gimnazială, dar, deși citea pe capete, romane, poezii, știință vulgarizată, bunoară pe Jules Verne și pe Flamarion, rămânsese corigent. Publicase și vreo câteva versuri într-un ziar cotidian, însă aceasta nu entuziasmase pe respectabila lui mătușă să soaică de origine și rea, rea foc. Învață, călosule!" îi striga ea de câte ori îl prindea cu în acele cărți în mână. Și le rupea, îi le băga în sobă. În sfârșit, băiatul se disperase, părăsise domiciliul mătușii și, de mai bine de șase zile, dormea la un prieten care poseda un întreg stoc de cărți ale lui Flamarion. Astfel se împlinea aproape săptămâna de când Odorescu zburase în lumi transcendentale. Pentru stele, pentru infinit, renunțase chiar la scrierea în versuri, ce începuse să-l trudească acum era o altă ambițiune. Hotărât, tot astronomia nu are reprezentanți extraordinari în România și, așa fiind, de ce nu s-ar deda el la un asemenea studiu? Și de când se apucase să citească pe Flamarion, cel turbura mai mult era problema cometelor. A, de ce nu dă Dumnezeu cel puțin să vadă și el una, cât ar fi de încântat, cum ar observa-o, cum ar căuta să-i deșlușească mersul și, cine știe, poate... O, oh, dar aceasta ar fi o glorie prea mare. Poate că se va ajunge într-o zi a se zice, cometa lui Odorescu, după cum se zice, cometa lui Biela. Băiețandrul, fire entuziastă și nobilă, se simțea atunci mai presus de ticăloasele împrejurări ale traiului cel înconjura. Ochii se umpleau de o lumină aproape tot așa de aprinsă ca a sâmburilor de comete. Și bea de bucurie, Gloria, Gloria, nu se gândea dacă a mâncat sau nu, așa că cezarismul pântecului său se democratiza pe zi ce trecea. Mătușa sa, odioasa burgheză, pândea de mult sosirea acestui moment psihologic și, o trădare. Pusă în curent de amicul la care nepotul s-o dormea, îi ținu calea într-o seară, tocmai pe bulevard, pe largul fluviu de asfalt și granit ce curge de la margini spre inima Bucureștilor și pe care lui îi plăcea să-l străbată în toată lărgimea, să-l măsoare în toată lungimea, cu ochii veșnic țintă pe stele, pe lună, pe cele patru colțuri ale orizontului, doar doar să-i vii cometa mult așteptată, evenimentul ce avea să hotărască despre ce va fi viața lui. Superioară sau, sau, groaza groazelor și blestem al blestemelor, sau ce este viața tuturor icarilor care cad din ceruri la pământ. Caripa Ca zrobită de-a lumei perfidie, cu vise, cu amor, cu poezie. Vocea formidabilă a onoratei mătușe se înțelege că, în această seară mai cu seamă, îl surprinse într-un mod cu totul neplăcut. Tocmai se păruse, ori era poate și realitate, că zărește pe cer o lumină neobișnuită, bizară, roșie, bătând puțin în albastru și chiar într-un câtva în galben, afară numai dacă nu se va fi înșelat. Infectivele mătușii curgeau, vocabularul amenința să nu sfârșească. Hai, păcătosule, de-aia mi-am pus eu nădejdea în tine ca să ajungi o haimana, dar stai că ți-arăt eu. Acum ți s-a înfundat, o să vezi cu cine ai de-a face. Dacă vrei să numeri pietrele, numără dar nu cu hainele pe care ți le-am cumpărat eu. Și ghetele, ale tale sunt, ori tot eu ți le-am luat. Și onorabila mătușă, energică, nu glumă, îl și înhățase pe băia de guler. Îl dezbrăcase de o mânecă, el se zbătea, nu e vorba, însă n-ar fi fost de mirare ca mătușa să rămână cu victoria, adică cu haina. Cum și ce fel se făcut Dumnezeu știe. Destul că în acele momente de grea cumpănă, o doresc cu ridică ochii în sus. Așa se întâmplă întotdeauna când ești în primește. Ridică ochii în sus, însă minunea minunilor. Văzu, văzu și nu era nălucă, văzu o cometă, o cometă adevărată, o goșgogea cometă cu sâmburile roșu de te băga în răcori și cu un fel de coadă, scurtă e adevărat, dar a cărei scurtime era răscumpărată de faptul că era cilindrică și tricoloră. Această cometă era portocalie, roșie și albastră și bățâia. Orice ar fi văzut-o nu putea decât să simtă părul zburlindu-i se pe cap. Băiatul abia avut puterea să o arate mătușii sale și să gâfie. Cometa. Și într-adevăr era desigur o comete. Era cometa ce i venea în ajutor, cometa ce scăpase de toate ocheanele astronomilor din New York, Londra, Paris, Petersburg și Berlin, spre a nu i se destăinui decât lui, spre gloria lui cea mare, iar la drept vorbind și spre mântuirea jachetei lui de ghearele hrăpitoare. Acele gheare, deși gheare de mătușă, în fața cometei se slăbănugiră, se descleștară și alunecară, cu brațe cu tot, de-a lungul rochei. Cometa, sfârșitul lumii, vai de mine și de mine, hai, Iancule, să ne împăcăm!" fură vorbele ce-i zbârnâiră pe buze și, podilită de lacrimi, se aruncă de gâtul nepotului pe care îl îndăbuși cu sărutări. Negreșit că Odorescu, cu toată împăcăciunea, nu pierdu vremea. Din această seară chiar, de desfoară sfoară în București despre marele eveniment. Nu prea o văzuse nimeni, dacă cumva o văzuse cineva, afară de directorul observatorului meteorologic, care, de cum îi sosise zvonul, nu numai că o văzuse, dar își și determinase direcțiunea. Ea se mișca de la vest spre nord-vest, înclina spre pământ, avea o densitate amenințătoare asupra căreia nu se putea înșela cu o iotă și dacă a doua zi seara nu se va arăta, era o dovadă că se apropie de pământ cu iuțeală. În adevăr, în astronomie este ceva elementar că atunci când comentele sunt destinate să se depărteze, să nu se ciocnească cu pământul, rămân noaptea din ce în ce mai mult pe cer, urcă spre zenit. În puțină vreme, bucureștii fură în mișcare. A doua zi seara, lume din lume, unii cu binocluri, alții cu ochiane, se grămânise pe bulevard, năvălea spre șosea, aștepta arătarea rătăcitorului și înfrăcășoratului astru. O doresc un nota în glorie ca în elementul lui. Trecea de la o grupă la alta, o văzuse între orele 10 și 10 jumătate. Trebuia să se ivească. Și era cu coadă, firește că cu coadă, roșie, galbenă și albastră. Cu toate acestea, miezul nopții sună, sună și ora 1, iar cometa nu se ivi. O parte din lume pleca acasă de decepționată. Altă parte, cea până la care teoria apropierii de pământ a cometelor ajunsese, era cu totul îngrijată. Unii atribuiau ivirea cometei și sfârșitul lumii de tronării mitropolitului primat. Păgânii însă, și câți nu sunt păgânii ziua de azi, nu credeau, pe când oporenii puneau cometa în socotea la intrării în București, a împăratului Austriei, sosire ce, ieși drept a se constata, nu s-a putut întâmpla decât după îndeplinirea unei eclipse de lună. Oricum ar fi fost, Odorescu, de la o zi la alta, aș văzuse visul cu ochii. În București nu se mai vorbea decât despre cometa, cometa lui Odorescu. Cu încetul, totul reintră în liniște. Trecuseră două săptămâni. Glorile, chiar cele mai mari, unele țări sunt efemere. O doresc cu scăpase cu succes de corigență. Poate că profesorii, în urma evenimentului, erau și interesați să nu facă altfel. Pe el însă l-aștepta în curând o mică decepțiune. Într-o seară, funestă noapte, se afla la amicul său, la cel cu cărțea lui Fra Marion. Cometa apăru, era ea, nu încăpea nici nicio îndoială. Mergea de la vest la nord-vest, înclina vădit spre pământ. Coada ei, scurtă, dar compensată prin faptul că era groasă și cilindrică, acea faimoasă coadă, roșie, galbenă și albastră, se mișca năpădăios. Imita câteodată legănarea pendulului, altădată se da peste cap de trei ori. Sâmburele ei era roșu ca para. Odorescu și amicul său n-au vreme să schimbe părerile. Cometa se apropia repede, ujia de la lumea în cap, dar odată cu dânsa, ce la înfățișarea unui lampion venețian, se zărea și un pătrat sumbru. Colosal zmeu de hârtie vânat ale unor copii de peste drum ce atârnaseră de cometa lui Odorescu. Sfârșitul capitolului 10 Capitolul 11 Palatul fermecat Strălucitele zile ale vieții au început să-și veștejească aurul pentru mine, dar iată m au avut. Și încă a avut cum n-a fost altul, căci ca să-mi treacă urâtul, numai pentru locuința ce am pus să-mi ridice, am vărsat banii poșor. Fasada ei se întinde pe o lungime de un kilometru și e din marmură albă, mângâiată de soarele aticei. Ea și aduce într-o câtva cu a unor clădiri din India, deși le întrece cu mult, după cum visul și basmul au întrecut întotdeauna realitatea. Arcuri nemăsurate de porți îl dintr-o sută în o sută de metri și de pe platforma necontenită a scării lui de câte cinci trepte, alargă nesfârșita colonadă de onix care, singură ea, a costat 100 de milioane ceea ce este interiorul acestui palat, cu greu se poate spune. Era întrecut cu desăvârșire casa de aur a lui Neron, unde erau săli îmbrăcate în plăci de sidef, de filde și de baga, și de unde altele își aveau pereții cu totul acoperiți cu aur și argint. Fiindcă ce nu face banul atunci când voința și închipuirea urmăresc să dobândească prin trânsul desfătarea fiecărui simț omenesc și când îl mai schimbă în iluzia a gloriei și a nemuririi, precum și în chimera dragostei și a prieteniei. Fațata clădirii ce dă da asupra grădinii, pe care o prelungește nemăsuratul parc cu braniștele lui de copaci, ale căror frunze sunt uneori de tot albe și alteori de tot roșii și chiar albastre, este o altă minune. Se agață de ea o lume de plante urcătoare, iar trandafirii, după ce îi cuceresc împreună cu glicinele culmea, se prăvărezelesc de-a lungul zidurilor, tot de marmură, și împrejurul ferestrelor și ușilor, încadrate din chenare de, de lapis la pis la agată și jasp sanguin, spre a se surpa în tumultoase cascade de argint, de aur, de purpură, pe când potirele mov ale florilor glicinei cântă cu o notă melancolică pămândească zidire. Un mic tren subteran, ale cărui stațiuni se deschid în subsoluri, înlesnește serviciul, ce se face astfel cu repezicine dintr-o parte a palatului în alta. E de să se vorbi de luxul cam rece dinăuntru lui, dar asupra unora din falsele ferestre ce se întâlnesc aici colo în încăperi, se poate stărui cu oarecare luare minte. La drept ele nici nu sunt ferestre, deși au toată înfățișarea lor, și numai niște pânze cinematografice ce te trec mările și oceanurile spre a te purta când în o țară, când în alta și a-ți putința să le vezi pe rând minunile. Remarcabil mai este în zisul palat că una din sălile lui este sferică și că cei mai mari meșteri turnători de sticlă au izbutit să o facă pe loc din una și aceeași închegare de cristal, pe care au schimbat-o apoi în una și aceeași oglindă. Hăul pe care această sală îl înfățișează este spăimântător și se zice că cine s-ar pomeni fără veste în ea ar putea ușor să-și piardă mințile. În sala bibliotecii, bibliotecă de alimente închipuită, căci nu se află în ea decât o singură carte, te așteaptă ironia nemărginitei surprinderi de a citi pe legătura acestui volum așezat pe o masă de aur titlul de Cartea Cărților. În fond însă, întocmită precum se poate vedea, ei sunt din foi ce nu sunt decât titlurile de rentă ale mai tuturor statelor, numele pe care îl poartă pare astfel cu totul legitim. Dar câte n-aș mai putea spune despre fermecatul meu palat, dacă, cu toate sutele de milioane ce-am cheltuit pentru a ridica, nu s-ar întâmpla că, tocmai în acest moment, să voi să fac o țigară și, deschizându-mi tabachera, să nu o găsesc pe ea întrânsa. Sfârșitul capitolului 11 Sfârșitul secțiunii 6